La 25 martie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Buna Vestire sau Blagoveștenia. În apus, Buna Vestire este numită și sărbătoarea zămislirii Domnului, în timp ce în calendarul popular românesc este cunoscută sub denumirea de Blagoveștenia sau Ziua Cucului. Situată în preajma echinocțiului de primăvară, Buna Vestire este considerată momentul începutului mântuirii omului, este vestea coborării Fiului printre oameni pentru a le arăta drumul anevoios către lumea din care au venit. Praznicul se serbează cu cea mai mare sfințenie, mai ales de către femei, pentru vestea pe care a adus-o Arhanghelul Gavril, Preacuratei Fecioare Maria, că va naște pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Credința populară spune că la Blagoveștenie pământul este binecuvântat, căci înviază toată musca și începe a crește iarba. Există și credința prin care cel mai sărac om trebuie astăzi să mănânce pește ca să fie sănătos și iute ca peștele tot anul.